Președintele Zelenski a semnat cererea de aderare la Uniunea Europeană a Ucrainei, însă asta nu înseamnă că procesul a început. În vreme ce unele state cer o procedură rapidă și simplificată pentru Ucraina, oficialii Uniunii Europene subliniază că negocierile pot dura mulți ani. Uniunea Europeană va analiza cu seriozitate posibilitatea ca Ucraina să devină țară candidată pentru a adera la blocul european, au declarat principalii lideri de instituții europene. Ei au atras totuși atenția că drumul Ucrainei spre UE va fi unul lung. Foarte bine face. Când trăim noi în pace între și ei. Că ruși au fost și sunt niște nenorociți. Eu am prins cel de-al doilea război mondial. Și am plătit foarte multe despăgubiri statul român Rusiei. Am învățat la școală limba rusă, care nu mi-a plăcut niciodată. Prins, aveam 2-3 ani când era al doilea război mondial. Și bunicul meu a luptat și a murit pe front. Tatăl meu a murit pe front. Și tot din cauza rușilor. Să fie pace pe tot pământul, să se gândească atât Putin, cât și întreg globul pământesc, pentru amărâța aia de copii care mor prin vămuri. Vin în țara noastră să mănânce și să bea un ceai cald și un lapte cald. Mi-e plăce sufletul noaptea când mă uit la televizor de ei. Ce a făcut amărâță ăștia de oameni să fie omorâți în halul ăsta? Va să zic că tu vii la mine să-mi iei casa mea, vii să mă omor, să-mi iei pământul și casa. Președintele Consiliului European a spus că înțelege apelul emoțional al președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski ca țara sa să fie primită rapid în UE, dar că deciziile trebuie luate pe baza unor alegeri corespunzătoare. Un lucru bun. E foarte bun. E ceva normal. Zelenski a cerut Uniunii Europene să permită aderarea Ucrainei la UE sub o procedură specială, deoarece se apără de invazia forțelor ruse. Soldații noștri nu luptă doar pentru țara noastră, luptă pentru toată Europa, pentru toți copiii. Suntem recunoscători partenerilor că sunt alături de noi, dar scopul nostru este să fim alături de toți europenii și, cel mai important, să fim la egalitate. E corect că noi am stat nu știu câți ani și cu clauze, cu alea, cu alea, cu alea, cu alea. Iar ei profită de treaba asta, să intre. Pentru ca Ucraina să adere la UE, toate statele membre trebuie să fie de acord, ceea ce ar putea fi un proces îndelungat de consens. Președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat la Euronews că există opinii și sensibilități diferite în cadrul UE cu privire la aderarea Ucrainei, scrie Forbes. Pe de altă parte, liderii Slovaciei, Sloveniei și Cehiei au cerut ca UE să creeze un parcurs total nou, care să-i permită Ucrainei să adere rapid la Uniunea Europeană.